Cu dumneavoastră, nu aș fi. Ați văzut cum intră în mine, mă, frate? Acum să nu mă duc să-i dau un capac, mă duc, ce să fac? Asta a fost karma, bă, e nebun. Ce l-a luat, bă. Cum e tre? Vrei să arăt o schemă? Stai să mă dau jos să scot rozeta. Arată-mi, te rog. Stai așa. Dă-te, bă, jos. Na, încerca. Frumoasă schemă. Dar nu mai faci că eu nu-i de tine. Lasă băieții să facă. Fetele la gătit, te rog. Sau pe centură. Încerca și eu. Ce jos, mă, că abia m-am suit. Leo, dacă nu dumneavoastră, nu. Ți-o furat ăla ruznacul ăla, ți-o furat mașina? Ia uite-l și pe ăsta. Bă, de ce dai, mă, peste el, mă? Că n-am. Mă, eu trebuie să vă educ pe voi, mă. Educația începe cu pumnul. Băi, dă-te jos din mașină, dă-te jos, n-auzi. Parcam și eu aici. Și pe tine, stai că te-am parcat și pe tine. Idiotule. Domnul doctor, i-am parcat acum, domnul doctor, pentru dumneavoastră. Pe voi la doctor săriți, mă, nebunilor. Doctorul respectul orașului, mă, te pupați pe... Omori pe cineva, ești întreg la cap. Cine vorbi, mă? Cine vorbește, mă? Eu nu în mașină. Ai și polițist. Ești în mașină, bre? Îi pot targa, da. Bă, ești bine la din mașină? Da. După ce că le salvezi vieți, mai da și mine. Da, bre, de asta i-am culcat, că... Trebuie să aibă respect față de medici. Medicii sunt prietenii noștri cei mai buni, salvează viețile, ne ajută, ne... Mă, știi ce te rog? Când te mai duci și așa... Încuie mașina. Încuie mașina, da. Și parchează și tu mai acana, știi, că s-ar putea să intre toți bombălăi. Și ziceți-le la ăștia îmbrăcați rău să nu mai țin arma pe mine, că mie că dă un glos și mă a liniștit. Auză-i. Da, domnule, sigur că da. Ce fac nebunii. Acum, ce să-i luăm pe toți de aici, ce să facem cu ei? Lasă-i așa, bre. Stai, mă, să-i punem măcar pe margine. Hai, punem la, da, grămadă, undeva. Aolo, să rămână, domnișoară. Să rămână. Aolo, sunteți cu volan pe dreapta. Nu. E, nu pe naiba, nu. Nu. Păi, dar și la asta te găsiți, da, evrei. Nu, dar măcar e volan pe dreapta. Păi nu e cu volan pe dreapta. E sigur? Sunt sigur. Dar e de la noi din familie? Da. Bă, da, ce dar, știu, mă, nu ești cum, eu, ăla? Cum o cheamă? Uite, n-a preț și comentează între mici, asta nu-i cum te cheamă, băi? Maria. Salut, Marian. Da. Să-i curiți. Ia și tu motorul ăla, Andrei. Ce? Ia și tu motorul ăla. Hai că acum îl iau. Și adu-l aici. Băi, țineți minte un singur lucru. Mamă, ce mișto merge. Dacă sunteți bombardieri în oraș, la un moment dat o să dați unul și mai bombardier decât voi și o să vă culce el pe jos, înțelegeți? Fără scheme în oraș, fără din astea. Fiți băieți buni și o să fie orașul bun cu voi. Dacă nu, că stați în oraș, o să stați toți așa pe jos. Aia. Salutare, băieți, suntem pe Server House România. I-am aranjat un pic pe băieții ăștia. Lăsați să vă spun eu. Suntem pe Server House România aici cu Nea Gigi, cu Andrei, cu toți nebunii. Păi știi ce aș vrea să fac, mă? Aș dă un biș. Ia spune pe el. Ce ai face? I-am luat ușa, bă. Dar știi că nu-i nimeni, nu? Da, văd. Păi am scăpat. Stai, mă, dar cum s-a deschis ușa dacă nu era nimeni? Da, mă, și eu am văzut-o că s-a deschis. Eu am crezut că e cineva gen înăuntru. Păi ne-a deschis ușa în față. Stai așa că uite aici. Mamă, aici a fost scandal, ești nebun. Mamă. Ești piciorul în capul tău. Mă bați tu pe mine că polițist. Dumnezeului de om. Ce drept. Băi, Eric, dar mergi tu pe stradă, mă. Dacă merg pe stradă și gata, umblă cu joituri la ei. Stai în spate, în pană. Ia, îl dăm polițist. Ia, a făcut săraci. Băi, mamă, ați dat fleașcă. O, domn bebe. Ia zi. Și Caterin, că-i mașina aia, jur, dacă nu. Te ține un biju? Da, bă, nu că mă ține, bă, băiatule. Eu am inventat jaful. La inima lui...
Ancuța. Exact. Mamă, m-a luat radarul de două, odată cu 222 și odată cu 290. Vezi că a plătit odată 1 milion și ceva, ești nebun la cap. Dar trebuie să te duci undeva? Nu, îți vine acasă și îți ia direct, da. Îți vine acasă, direct, ciocă-ne, pac-pac, dăm banii, haț-haț. Păi imaginează-ți că ieri aveam 507 milioane și acum am 499 iepuri. Mamă, dar câți bani? Ai ceva. Păi, ia uite ce mișto e asta, bă. Păi să o conducem noi până oraș. Bă, domne, să fie deschis aia, zic tati. Bă, ce mișto e, bă. Am furat marfă ca lumea. Bobche de-asta, știi cât e un de-asta? Mamă, l-aș cumpăra unul să-l țin la închiriat. Dai break. Bă, nu mergi, nu tragi, ești nebun. Acum așa revin. Deci aș lua unul ăsta să-l dau la închiriat. Mamă, dar cât e, frate. Bă, ce șmecher ești, nebun. Am apucat de camion, mă, știi pe Alin? Coleg cu Alin, eu pe camion. Ia, caută-l pe stație acum, colegul, colegul! Colegul! Drumuri bune, colegul! Cred că vreau să întorc, că mi-am uitat periuța de dinți. Auzi? Mm. Dar nu treci pe aici... Ce? Nu trec? Cum o să nu trec? Nu știi ce înseamnă să fiu un șofer adevărat, ne zici. Eu la viața mea am fost șofer din ăsta, rău, rău de tot, gen. Înțelegi? Odată am condus o mașină. Bă... Nu treci, frate. Treci numai pe partea cealaltă. Poliția. Hai de... N-am fost, stai acolo. Că trece bebe tiru. Ce bebe tiru? Stai daf, ești nebun. Facem ca și chiar dacă sunt șofer. Ați avut și voi tir? Vă fura marfa, bre. Putuz. Bă, voiați fura mașina, mă. Vă fura marfa. Bă, voiați fura mașina, mă. Dacă se dau jos, fugim. Urcați rupă, mă, te rupă, mă. Dacă se dau jos, fugim că vor să ne resteze, ok? Mamă, ăla e, bă! În camionul înapoi, ăla ești 2000 de euro. Ce ai vere, suntem polițiști! Aolo, sunt polițiști, fugiți, bă, ziceați polițiști, bă, fugiți! Ne-am luat ăla după noi, bombalei. Poți să urc aici? Uite-mă, e locul, mă, eu nu pot. Bă, care dintre voi vrea să vadă o schemă? Dă-i lui Tudor, că el... Andrei vrea să vadă schema. Au! Haine, Gigi, repede! Haine, Gigi! Că bombalăul! Ce zici? Ce zic? Uite, prin paletul. Tu ce faci? Cine vorbim? Era te-o sunat ăla... Cum îl cheamă? Sabo, eram sigur, Gabo am fost să-i zic. Ce? Nu mai da, mă. Ce mașină? Pe care ne-a Gigi afaceri, băi, stați. Da, da. Supra. Merge la afaceri. Hai să vedem, hai să vedem cam bani la mine. În afară de Supra, nu, aia de pe plajă și aia din magazin, mai e altă Supra? Germania ceva. Da, da, aia de pe Germania, da, la cât e aia? Unde e? Hai să o luăm. Cât? Ce 35? O iau eu, 350 de milioane, o iau eu. 350 de milioane? O iau eu, ne Gigi. O iau eu. Ah, e cu... Pe da, știu că e cu... Se ia așa. O iau eu. Bitcoin de ce știu ce. Zi-mi unde e să ne întâlnim. Dar tu cu cât o vinzi, tu? Zi, hai, bă, unde e să o vedem și noi mașina. Hai să vedem undeva, să o vedem. Să vedem o Supra, băiță, adusă de pe Germania. La asigurări? Hai undeva, într-un loc mai așa, mai... Să-i dăm în gură, să-i ofrăm. Mai retras, nu știu. Fii atent, față, în față, la, în față la spital, e o parcare. Dar nu la A. Sunt în față cu spitalul unde sunt utilajele, ne vedem acolo. Bine? Na, hai. Aici putem să-i dăm în gură. Da. Mamă, mi-a părut gărdul ăla, frate. Dar nu îi dăm în gură, că e
Prieten. Ce prieten, mă, că eu îi dau și Luanda în gură. Ce ai, bă, cu mine? Îmi dai mereu bully, da, ți-a și foc. Și ai dau Luanda. Tu ești bully. Bully, numele lui mai mic. Bă, știi cum zicea taică-miu la ăștia care erau fraieri? A. Poate ați auzit, ciuriburi. Ai auzit de ciuriburi? A, ciuriburi. Da, ciuriburi. Bă, ciuriburi, termină, te zicea. Bă, ciuriburi. Da, cu insignia din piept, ce e cu tine? Ce cu ea? Păi nu vezi, băi, și mică, Andrei, nu vezi, ia uite. Mică, dar ridică, boss. Ridică? Da, da. Ia ridică-o pe asta. Ridică-o pe asta. Nici eu n-am văzut că suntem pe o zonă protejată de Natura SI 2000. Nu mă, nu, la ce treabă are zona? Cine va fuma, mă, motorul? Ridică aia dacă e șmecher. Aia am zis. Ia uite aici. Cum ar fi să împingi de aici, gen, să ridici? Și tu să stai pe aia. Bă, mai vine ăsta, mă, babo, zabo, zabo, labo. Da, bă, împingeți, băieți. Nu, nu, nu. Că acolo n-am, nu e zona verde. E rotund. Armă-n paletă, mă, armă-n paletă. Am făcut focul să ne încălzim, mă. Păi vezi, ai văzut, ați văzut acum că dacă se scumpește curentul, cum... Poți să faci, pui, iei lumânări din alea la 2 lei, alea mici, rotundele, știi? Da. Și pui, îți cumperi vaze din alea din, nu știu, din fel de lut, cum ar veni. Vază în care pui florile. Da. Îți cumperi vaza, o pui deasupra lumânării, dai drumul la lumânare și spui vreo 5 din alea pe toată casa. Și alea toate se încălzesc de la o lumânare din aia, se încălzesc atât de tare, produc toată ziua căldură. Și pac, cu 5 lumânări pe... Nu am zic așa, așa trece iarna și tu ai dat 0 lei pe gaz. Exact. Păi și vrei să încerci asta iarna asta? Bă, să-l dea că... Bă, ia vină încoace. Nu vin. Du-te, vină cu Andrei, ca să-ți arăt. Nu, că mi-e fric. Mamă, că vin. Uite, dacă ridici asta, e șmecher, uite asta de aici. Bă, mai dai că s-o pus el, dai, mai dai. Dai, dai, dai. Zona verde, bă. N-aș... Tudor nu era. Ești ok, Tudor? Bă, dar nu mai vine Gabo, bă. Ah. Uite, bă, unde să te ascunzi, bă. Bă, e scară, gen? Hai că e scară, dar poți să... Uite că a claxonat-o, veniți ala. Mi-i împădă. Băi, Gigi, fii atent. Îl aduce aici, ai venit și tu, Tudor, aici. Ne auzi, Nea Gigi, sau vorbești la telefon? Gigi nici nu cred că e pe aici, pe lângă. Nu-i pe lângă, pe aici. Gigi e în fața, acolo, în fața. Ce care-i, mă? Tare. M-a lăsat cocoșat, Nea Gigi. Gigi! Ia Gigi, te strigă o păsărică! Caca! Bă, dar nu mai vine... A venit ăsta, bă, băieți! Ieșim cu bâtă ceva în mână, ok? Haideți, haideți. Da și, da și. Bă, mașina, mașina. Bun, că te rupem, mașina! Mașina, că mele... Te-ai încuiață, vrei. Mașina! Mașina! Aoleu, domnul! Băi, ridică mâinile. Aoleu, că te luăm! Mașina, da, descuie mașina! Descuie mașina că-i tai gâtul ăsta! Ia vezi, e descuiată? Aoleu! Ăsta în kiloți urcă în mașină, că tu, dacă e mașina ta, urcă aici ăsta în kiloți. Șeful, dar să nu-mi strigi șeful. Nu-mi faceți rău. Nu-mi faceți rău, ajutor, Sabo! Bă, nu-i normal, bă. Dar nu-i asta mașina, mă. Bă, nu-i asta mașina, întoarce-te.
Contrasens, boss. Să aștepți. Băi, nu e asta mașina, băi. Noi am primit informații de o Supra. Unde-i Supra, domnul? E stricată, domnul. Asta nu-i Supra. Asta e Mercedes, caca, pișa, mândărie. Că eu îl bat dacă cabeci. Nu vă place asta? Nu, domnul, nu. Supra. Am ceva cu arii mișto. Ce faceți cu... Trebuie să scot ăsta. Cuțitul ăla de măcelar. Gata, bala spate, n-au problem. Băi, Rozaliule. Gata, domnul, ce faci? Băi, ăsta e rasist. Voi, domnul. Sunt prieten cu Neagigi eu. Am vrut să vă facem o farsă, să furăm mașina. Da, salut, Sabo. Când v-am văzut salut, cât salut. Țăriți aici... Nu mai știam cum să mă pun în genunchi. Nu, unde e Supra? Eu chiar voiam să văd, domnul. Bă, față că am venit să fac să vă dau eu 300 de mii. Cine are Supra, tu? I-a făcut asigurarea, că nu poți să... Dar cine are? Dumneatău ai? Da. Vrei să-ți dau 300 de mii să-ți faci asigurare? Vreau să văd și eu. Dar gen trebuie să aștept un pic să... Da. Termine actele acolo. Și care e? Din aia veche sau din asta nouă, 2019 sau? De-aia veche. Volan pe dreapta? E veche, de specială. Volan pe dreapta, domnul? Mă, nu e cu volan pe dreapta. A, nu e ca gagica lui Eric. Bă, nu e cu volan pe dreapta, bre. Păi așa mi-o zis și el că nu e. E ca Anglia. Aveți diamant evanghelico? Le cumpăr pe toate. Dacă știi cât am aruncat. Eu... Ce mă, s-a aflat locația? Eu pe din alea mă chiși. Eu sunt singurul ce știu. Care mă, că eu știu unde e. Aurul se vinde? E pe caiu, mă. Hai că e pe caiu, nu mai e pe caiu, șefule. Vrei să dau un telefon să vezi că îmi zice acum locația? Ar fi rău, să-mi zici și mie, te rog. Așa facem. Dar și eu, și eu. Da, boss, dar poți să vinzi lingourile de aur? Ce? Gheață? Lingourile de aur, poți să le vinzi? Bă, taci, mă. Bă, nu răspunde, bă. Dar diamantele știu unde le vinzi. Vedeți că îl sun pe cel mai jmecher băiat din oraș, nu știu dacă îl știți. Da, Serena. Care-l-a? Alo, șurubel, mă auzi? Da, auzi. Alo. Tocmai le-am spus la băieți aici că sunt pe cel mai șmecher băiat din oraș. Auzi, am nevoie să mă afli și mie o locație. Unde vând și eu alea? De la... Mai ești polițist? Nu mai sunt polițist. Doamne ajută. Află și mie locația unde dau și eu diamantele alea de la Evangelico. De unde? De la Evangelico, mă, de la bijuterie. Păi știu unde. Unde? Pe cealaltă insulă, nu aici. Pe cealaltă insulă? E pe insula aia. Pe Caio? Da, pe Caio. Nu mai acolo. Păi băi, să zic că nu mai e acolo, că e schimbată, băi. Nu, pe Caio e. E sigur tu? Da, sigur. 24 de ore să-mi aducă locația, că dacă nu, nu-mi pușcă. Auzi pe Neagigi, știi pe Neagigi? Ia stai un pic, că mă întreba cum am oprit. Ia întreba. Nu, ia auzi, nu mai e pe Caio, hai că aflu eu. Află, te rog, auzi pe Neagigi, ai 24 de ore să-i afli locația, că dacă nu, stai mâinile din glezna. Băi, dă-mă dreacu. Yes. Da, băi, nu să fii singur. Ești, nu, bă, hai să vedem. Eu zic, nu o să o găsească, adică eu prost că am mai zis-o la cineva, dar nu. Hai mă, că nu răspund ăștia de la sindicat, că ăștia sigur știu. Dacă ai spus-o lui ăla, spune-mi ăștia. Nici ea nu știu, lasă că dacă tot e pe ăla. Să trăiți, domnul, bună ziua. Bună ziua. Nu știu dacă aveți numărul meu, Bebe Moise sunt. Am și eu o întrebare la dumneavoastră. Am reușit să strâng împreună cu cei de la mine din familie o sumă impresionantă de diamante de la Evangelico. În schimb, nu știm exact unde ar fi această locație unde am putea să transformăm acele diamante în bani. Unde sunteți? Că o să vin să vă arăt. Păi, nu știu dacă știți, am înțeles că s-a schimbat locația. Nu mai este vorba despre Caio. Nu mai este acolo? Nu, acolo nu mai este. Dar nu mai este pe Caio, din ce știu eu. Nu, acolo știam și eu. Dacă aflați vreo frumos, dați-mi și mie un telefon. O să aflu și o să vă sun. Bine, bine, vă mulțumesc, la revedere. Da, mă, se pare că nu prea știu, băi, dacă nici băieții din sindicat. Ia mă, pe primar direct, stai, atat. Nu e, mă, e bun că toți... Nici primarul nu știe. Bă, eu vă cumpăr diamantele dacă vreți, la un preț bun. Dar ia zi, cu cât le cumpăr? Care e domnul Sabo? Dumneata e Sabo? Eu sunt Raini. Raini, domnul Raini. Nu știu dacă îl știți pe ăla cu tricou, domnul. Eu pe diamante mă cheși, domne. Eu din ăstea am sute.
Eu când mă duceam la Evangelico, nici măcar nu luam, eu doar dădeam drumul la alarmă, nici nu mă pretam să iau, să spar vitrinele alea. Veneau singure, a? Eu am bani mulți rău de tot, domne. Intrau singure, s-a înțeles. Păi dacă vă interesează să vindeți... Dea cu tură în el. Dacă vă interesează să vindeți diamantele, vă dau un număr de telefon și mă anunțați dacă vreți. Dacă vreți. Mașina asta, cu cât o vindeți mașina asta? 200 de mii pe diamant. Cu cât vindeți mașina asta? Că vreau să o cumpăr pentru Nea Gigi. E de pe plajă asta. Cât? Cât? E 20.000 de bitcoin. 20.000? Păi dacă pe un seara asta în două, domne. De ce zici, băi, Nea Gigi? Că... Opriți-l, vă rog, care era. Să văd dacă merge supra. Dau comandă, Nea Gigi. Băi, oricum am singura mașina pe care o am, eu nu are nimeni, nu are Nea Gigi. Ești de acord cu mine? Nici asta nu asta mă are nimeni, sincer. Care? Că e urâtă. Da, ci că de-aia nu are, că e urât. Nu merge bine de-aia. De-aia nu are nimeni, că se strică. Mie oricum nu prea îmi plac mașinile astea, că sunt așa, parcă prea de viitor, așa, și că din 2180. Mie îmi plac astea așa mai pătrățoase. Uite, au ce frumos e. GMW. Deasupra ăla, mă, fain, abia știu să văd. Păi stai să o aducă, cine trebuie să o aducă, domnul? Nu, domnul, Sabo s-a dus după acum, nu? L-am furat vreun, bă, da, ceva de pe ea. O reafăm locația? Vezi că e bănoasă locația, să știi. Amintiri cu numărul ăsta. Bă, cacă, e mașina mea acum. De ce scrie pe? Acu e mașina. Am dat. Am să-mi dai pe ea care numerele la Smurf. Bă, nu iau. Săracu Smurf, s-a dus. S-a dus. Dar cine-i Smurf? Deci nu vrei și voi mașina la legendă? A fost un domn care a făcut bine orașului cândva. Da. A fost îngerat, să înțeleg. Da, și s-a dus. Dar ce a făcut? O păcătuit. Și a fost păcătuit, urât. Și a fost aruncat din rai, cum ar veni. Cam așa. Când a intrat cu capul înainte și n-a mai ieșit. Jos. E jos acum. Aie, să stai acolo. Astăzi să vină alții noi. Să vină Tudor Popescu. Să vină Nea Gigi, nu, că Nea Gigi... Nea Gigi șef. Nea Gigi vrea să păcătuiască. Sperăm. Păi de ce să păcătuiască? Nu păcătuiește. Vreau să pună mâna pe Arici. Vine mă și aduce la supra. Vine Paștele acum, vrea să pună mâna pe Vasilică. Auro, stai că e Crăciunul, priată. Am sărit și eu ce m-am grăbit, mă. Mai sunt 100 de zile până la Crăciun, stați liniștiți. Acu, vine zăpadă. 3 miliarde pe ea și ea ta, mă. Uite, are și numerele la agentă, cum ar veni, hai. Cât ai zis? 3 miliarde. Mamă, 3 miliarde e mult. Hai, mă, că e puțin. 3 miliarde pe asta, mă? 3 miliarde. Ne zici, dar tu ai mașină? Da, e ca mea. Păi numai două în oraș. Păi și cum a ajuns să fie pe mâna lui Eric? Asta cât costă? Cu ce supra? E că tu poți... 2 miliarde, mă. Cum a ajuns să fie pe mâna? A, uite-o, că a venit Nea Gigi. Mamă, ce tonată ești, nebun la cap. Și volan pe stânga. Asta e prima supra din asta veche pe care o văd cu volan pe stânga, ești nebun. Da, e... Știi că sunt foarte rare, gen, pe dincolo, pe Germania. Cearnuc e fain, ești nebun. Îmi place, da. Dar știi ce? Mie la mașina asta e atât de veche și atât de frumoasă stoc încât... Se pare ciudat așa, gen, știi, mi se pare că e cum e, exagerat detonat. Poți să-i dau sau un test, domnul? Bă, asta din fabrică. Da, cred. Hai să dăm o tură, bre. Asta o fură. Ia dă-te, băi, Andrei, jos, să dau și o tură cu Nea Gigi. Condu tu, Nea Gigi, condu tu, Nea Gigi. Condu tu, că tu poate o cumperi, Nea Gigi. Hai că... Să-mi zici așa cum merge. Sună tare ca lumea, nu? Tare, îmi place. Uitați-o, băieți, e super. Are blow acum. Auză. Vrei să-i dai tare pe aici? Da, vreau să-i dau un pic tare să văd. Om, dar nu pleacă de pe loc. Acum am plecat.
ce. Până. Oh, nu e prea. Asta e de frumoasă, mă, nu e de. Adică e, e pe dar... Asta. Merge mai tare a mea. Da, dar să nu cred că e tunată. Da, nu e tunată. Dar putea să nu fie tunată. Condu-o la întoarce. Mm-hmm. Ia. E, e netunată. Eu condu, băieți, eu condu. Cât avem la rău, că n-am bord. 300. Era să o bușim așa. Mama, asta e din aia, mă, unde dai, îi dai o bucată și se face varză. Adică? Înțelegi? Adică tabla nu mai e tabla, e din fibră de sticlă, de știi ce zic? Și când îi dai o bucată, se sparge tot în ea. Te vezi? Ai... Sistem decapotabilă. Vezi? Ai de... Hai să-l chemăm să vină soia. Aaaa, nu mai pune aici, e sărănit. Hai să-l chemăm. Stai așa să-i fac o poză. Stai, bă, bă, ușor, bă! Putu, șapa ta, dar nu vezi, mă, că e mașina aici, mă? Dă-te așa că vreau să-i fac o poză. Dă-te bă că vreau să-i fac poză, futu-ți medicul tău, dă-te așa din față. Păi cum? Că nu dă-te să dai... din față. Nu. Pune pe Twitter. Aia vreau. Cum e? Dă bine, ia vezi. Nu... Nu mi-apare încă. Acum. Mergem să-i luăm pe băieți să-i aducem aici? Da. Cred că sunt pe Sabo. Mamă, dar nu stai așa puțin că... Băi, a luat și foc, băi, a luat foc, băi, a luat foc. Bă, crezi că explodează? Ți-a luat foc mașina, bă! Fără mișto, ți-a luat foc! I-a făcut mașina praf, bă! Păi, cum să-ți explic? Bebe a condus. Bă, nu, nu da vina pe mine. I-a dat în gură până a luat foc. Adică ce nu, dar nu i-am dat tare, 300 i-am dat. Vă duc undeva? Și a luat foc. Bă, jur că a luat foc. Uite, uite-te pe Twitter dacă nu. Domne, eliberează, nu, domne, eliberează zona de aici ca-n treabă. Bine, domnul. Bă, s-o stins, zic că s-o stins, s-a stins ăla cu tirul, ești nebun. Stai, stai că știu și cum să scăpăm. Stai și cum o sună ăla de la sindicat, ești nebun. Da, domnul, știți locația? Păi să trăiesc, mă auziți? Da, 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 vă aud. Ați aflat locația? Am întrebat pe aici prin oraș niște cunoștințe și așa și am aflat că tata așa nu trebuie să spuneți unde e locația, nu spuneți. Ce? Dacă știți unde. Okay. E. Asta vreau să știu dacă știți unde. Dați-mi, dați-mi un indiciu așa, e de exemplu un palet, un Los Santos, gen, nu știu. Nu, chestia e că exact, e, vă pune acolo un automat pe, aveți Waze pe telefon, acolo. A, după ce ai spart, după ce ai spart asta spune automat, nu? Da, 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 spune acolo pe Waze, primești mesaj perfect, și te conectează automat perfect, la Waze. Perfect, perfect, gata, am reținut, mersi frumos, mulțumesc. Ok, zi bună, la rând. La fel, mulțumesc mult, să trăiți sănătate. Bă, ăsta, a zis ăsta de la sindicat o chestie interesantă, mă, cu odată ce spargi acolo,
cu cine te vorbești înainte să spargi bijuteria, ci că spune pe GPS unde să te duci la locație să vinzi ele. Dar poate nu mai pune acum, cine știe. Nu ești periculos. Bă... Bă, l-ai chemat, mă, să vină soia? Da. Hai să o punem aici, mă. Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, te rog. Vezi că nu pot să împingi. Lasă-mă pe mine, că împingi așa ușor. Dă-i. Bă, dacă trag în astea, oare explodează? Trage acum, când sunt eu aici. Aolo, îmi vine să stărnune a Gigi. Ah, chiar că de la fum în pana mea. Unde-i să... Eu. Bă, săraca mașină, bă. Hai să mergem cu mașina noastră. Bă, veniți să luați mașina, mă, da, suntem de la pușcărie, puțin mai în față aici, la vama mică. O veni garda la, nu, vino, ok. Dacă n-avem voie, stăm aici, chizez. Auzi că veni garda peste aici, mă. Peste cine? Bă, de ce îl bați, mă, bă? Bă! Da. De ce îl bați? O să-i dau asigurarea. Și de-aia îl bați? Păi dau. E bombalău. De la poliție, zic. Scuze. Bă. Scuze. Ce facem? Cum ajungem acolo, mă, că i s-a stricat mașina unui? Nu ne înjură sabă că i s-a stricat mașina. Păi cu mașina noastră, mă. Care e mașina noastră? Păi scot una din garaj. Hai să luăm motor, mă. Ce mașină faină are ăla? Ce mașină e aia? Ea e de la... Hai, urcă aici. Nu se supără că i-am spart mașina, nu? Nu cred. Na. Bă, ce e aici, bă? Cum vă numiți, Caraba? Azer Caraba, colonel de la Poliția Militară. Hai, colonel de la Poliția Militară. Bună ziua! Bună! La revedere! Uite, bă, bebe, au venit polițiști ăștia, vorbeam și noi despre mașini, despre ăștia și au venit aici. Căci, că ce se întâmplă aici? Cu cine vorbesc? Domnul, să prezintați și noastră un lucru. Ce motiv aveți de legitimație, domnul? Vreau să știu și eu cu cine stau de vorbă. Hai mă, să sunăm la poliție, mă. Hai mă, să sunăm la poliție, mă. Hai mă, tot să sunăm la poliție. Hai să sunăm să vină poliția, mă, fac. Sunați la poliție, mă. Prezintă-mi, te rog, poliția asta, mă, că nici nu legitimație n-are. Ah, n-am legitimație. Care n-am legitimație? Care tu vorbești aici, Iur? Vreau să-ți văd legitimația, șefule. Și eu te cred că ești poliție. Dacă n-ai legitimație. Bine, mă, bine. Arată-mă și mie, frate. Carul ăla pe care i-am bunit. Mă, Gabor îl răspunde. Bă, dar nu, hai, mă, nu preluați voi apelul dacă nu poate să le iei de la secție. Nu răspund, mă. Stau cu telefon la urechea, ah. Nu răspund, mă. Uite că păsai aici lângă noi. Bine? Să vină poliția să da, da, și bine, mersi mult. Așa, bun. Unde-i domnul cu... Pardon, poliția română, siguranță și încredere, bravo. Suntem poliția română? Știu? Nu suntem poliția română? Da. Băieți, o să oprim episodul ăsta aici, băieți. O să oprim episodul ăsta aici. Că nu știu exact ce se întâmplă, mă duc să vedem, cred că vreau să schimbăm pe Denis. Ne auzim în seara asta la un live și mâine la un nou episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăsta de like. Nu dă like și subscribe, mă, nu e tata lui! Și vă așteptăm pe toți pe serverul Haos România. Păi nu, e mașină, cum? Până... Dacă l-am o mașină, păi bun, ia, hai la mașină și arată-mi.